infinit mai tare. Dar foarte să tare. Pe șeful Pentagonului, îl știți. Lloyd Austin. Șeful Pentagonului, da. Omul a avut o problemă de sănătate și s-a dus să se opereze. Ok. Și a stat în spital niște zile. Ok. N-a știut nimeni. Bun, cum? Nimeni. Se pare că n-a știut nici președintele Biden. Cum? Bine, Biden, chiar dacă ar fi fost informat verbal, oricum uita în următoarele 5 minute. Dar probabil trebuia informat stafful de la Casa Albă, da? Sau, mă rog, cine îi întoarce cheița lui Biden și îl trimite pe urmă să urce scări de avion. Ok. Nu, nu o să vedeți asta la televiziune din România, dar în această emisiune difuzăm și abordăm și lucruri pe care nu o să le vedeți în altă parte. La fel și la mine pe canal. Deci, cum? Șeful Pentagonului, adică domnul Lloyd Austin. Omul a avut o problemă de sănătate și trebuie să se opereze. Și s-a dus să se opereze. Nu a știut nimeni. Adică nu a știut nimeni însemnând nimeni. Bă, poate a știut Putin. A? Și vă dau așa un detaliu, nu știu dacă e important sau nu. Butonul roșu? Butonul roșu? Nu știu. Dânsul e in charge, șeful Pentagonului, cu nuclear weapons, cu armele nucleare, știți? Da. Deci, și avem un fel... Adică, cu alte cuvinte, este un om care ar trebui să poată fi contactat în orice oră, minut sau secundă a zilei sau a nopții. Următor, vă rog frumos, deci nu există așa ceva pe planeta Pământ. Nu există așa ceva, vă citesc de pe Digi24, ca să tot nu fie probleme. Dar Joe Biden nu ia în calcul să-l demită pe Lloyd Austin, mă rog, știrea este că nu ia în calcul. Pe mine nu asta mă interesează, ci restul informațiilor, că nu ia în calcul să-l demită. Vă citesc așa, Joe Biden nu ia în calcul să-l demită pe Lloyd Austin după ce s-a internat în secret. Oamenilor, să intre. Conducerea americană este un mare balamuc. Prieteni, dacă voi credeți că este circ în România, uitați-vă la americani, uitați-vă la președintele lor. Wow! Superputerea mondială! Internat în secret? Cum a început Pentagonul? S-a internat în secret? Da. Alo, alo, domnule Austin, să știți că rușii tocmai au ridicat un Satan 2. Alo? 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 A intrat căsuța vocal. Ok. Important este ca el să revină la Pentagon, ne spune președintele SUA. Da. Deci vă citesc știrea. Cu asta pentru cei care au scris știrea, nu repede, nu niciun caz nu-i critic, doar remarc. Li s-a părut important că Joe Biden nu ia calcul să-l demită. Mie asta mi se pare minor. Mie ce mi se pare important este. Atenție. Șeful Pentagonului a ținut secretă spitalizarea sa zile în știri contra procedurilor. Lloyd Austin, care este al doilea după Biden în lanțul de comandă al armatei SUA, trebuie să fie disponibil în orice moment în cazul unei crize neprevăzute, l-ar fi înștiințat inclusiv pe președinte cu o întârziere de câteva zile asupra situației sale medicale. Deci, asta se înțelege că și Joe Biden a aflat după câteva zile. Președintele Statelor Unite a aflat cum? De... Rev. Cum? Președintele Statelor Unite a aflat după câteva zile că șeful Pentagonului s-a internat în spital și a suferit o operație? Da. Ok. Cum? Zice, vă rog frumos. Internat. Internat în ziua de anul nou. Austin l-a informat pe 2 ianuarie asupra internării pe adjunctul său. A decis să pășească în noul an cu revizia la zi. Kathleen Hicks, aflat în concediu în Puerto Rico, iar acesta i-a preluat o parte din atribuții. Deci s-a internat în ziua de anul nou. Ziua de anul nou când? E 1, nu? Ianuarie.
Ziua, cred că e ziua de anul nou, 1 ianuarie. Ăsta e. 1 ianuarie și Austin l-a informat pe 2 ianuarie, pe adjunctul său. Deci, pe mâna lui dreaptă. Asta. A zis, băi, vezi că eu sunt în spital. Adjunctul era în concediu în Puerto Rico. Bă, cum s-a organizat ăștia, bă, băiatule? Ok, acesta i-a preluat o parte din atribuții. Pe 2. Întrebat dacă de când este spitalizat. Întrebare. Din Puerto Rico sau s-a grăbit spre casă? Secretarul apărării a fost în stare de inconștiență. Ia, ăsta cade pe scărie. Urmarea procedurilor medicale, oficialul citat de Reuters și care a vorbit cu condiția anonimatului a răspuns că nu știe. Cauza internării secretarului apărării nu a fost dezvăluită publicului, fiind menționat doar că spitalizarea sa a fost determinată de niște complicații survenite în urma unei proceduri medicale fără caracter urgent. Deci, se înțelege de aici că și Joe Biden a aflat după câteva zile despre internare. Ok. Acum, sigur că îi dorim multă sănătate și nu, Doamne, nu am eu trebuie să revină la șefia Pentagonului. Dar... Să revină și să-și continue treaba. Că vedem că o face impecabil. Iertați-mă, nouă ni s-a spus, nouă cetățenilor. Va fi tare asta. De pe planeta Pământ. Din lumea, de partea bună a forței, de Pax Abinului, din lumea civilizată și liberă. Nu ni s-a spus, și democratică, și cu valori. Ni s-a spus că de când a început invazia ilegală și neprovocată a lui Putin în Ucraina, ni s-a spus practic tot despre Putin. A căzut pe scări, a făcut caca. A văzut de filmul de mai devreme, a făcut caca pe el. E bolnav de cancer în fază terminală. Nu mai zic, ăla din Belarus era praf și ăla, ăla Lukashenko. Și nu știu ce tratament a urmat. Nu, dar știu și ce vorbește cu președintele Chinei, da? Deci Putin cu Xi au o discuție confidențială, dar cumva probabil cea care le aducea carafa cu apă trăgea cu urechea și pe urmă suști la american să le spună că știți rușii astea cu securitatea, nu, cu contraspionaj, nu se pricep rușii la astea, da? Lasă astea cu căzutul pe scări și alte probleme. Deci, practic, noi știam despre Putin și de fiecare dată uriașul aparat de propagandă, ăsta, presa, vreau să spun, uriașul aparat de presă. Asta, da, uriașul aparat de presă, inclusiv Antena 3, CNN, Mircea. Așa? Nu și tu. Ne-a spus că au surse la Kremlin. Deci ei știau, bă, toți, noi, eu știam că deschideam site-urile, dădeam drumul la televizor. Știam tot despre Putin. Bă, non-stop. Astăzi Putin a pățit aia, astăzi Putin a făcut aia. Deci tot. Frățiule, președintele Statelor Unite n-a știut că șeful Pentagonului se operează. Era prea focusat pe Putin, dar era atent la Putin și n-are atenție distributivă. Și na. Da. Deci hai că despre Putin aflam orice în timp real, practic. Asta nu și-a nițat spus. Nu, nu o să punem la îndoială ce ni se spune. Niciun caz, Doamne ferește. Dar asta și nu că n-am aflat eu că șeful Pentagonului se operează. Că șeful Pentagonului se operează. Înțeleg că n-a aflat președintele Statelor Unite. Știți că ăsta e subiectul numărul 1 în Statele Unite acum, pe bună dreptate. Adică toată lumea este... Ce mă? Adică, firesc? Cum? Da. Deci, cumva, asta am aflat, că noi trăim în lumea în care știm totul, dar totul despre dictatorul Putin, tot. Dar nu știm în lumea liberă despre șeful Pentagonului, al doilea în comandă al armatei SUA, primul fiind singur, Joe Biden, președintele Statelor Unite. Ok. Asta îmi dă multă încredere, în general, în orice. Mi-a plăcut cum a reușit să spună chestia asta, fără nicio urmă de ironie, da? În exprimare. Adică, hei, trecem mai departe în frumoasă emisiune. Vă mai dau ceva așa cu multă încredere, pentru că, sigur, firesc se dezbate pe plan mondial, sigur și în România, și peste tot pe planetă, în mod, da, cu atât mai mult în România, că avem graniță cu Ucraina, deocamdată n-avem cu Rusia, dar eu mă pregătesc pentru momentul în care o să avem. Dacă nu o să avem, o să fiu foarte bucuros și ce bine o să fie. Dar mă pregătesc că o să avem. Deci, avem graniță cu Ucraina. Da, pe sistemul
speră la ce e mai bine, dar pregătește-te pentru ce este mai rău. Firesc, ne interesează războiul din Ucraina și bun, și stai, domne, că nu mai sunt rachete, că sunt probleme, că nu știu ce, că nu știu, imediat vă spun și o versiune. V-am spus, eu prefer să evaluez sau să iau un calcul foarte serios versiunea cele mai neplăcute. Dacă ele nu se întâmplă, o să fiu bucuros. Adică în loc să iau un calcul versiunea acelea triumfalist, naive, care niciodată nu s-a adevărit până acum. Așa, și să fiu dezamăgit de... Mi-a făcut pe slăvari naivi. Rușine, Mirciu. Dezamăgit, dezamăgit și înfricoșat, înfricoșat, înfricoșat. Mai bine mă înfricoșez eu singur. Știți că naiv este un termen mai diluat pentru prostale. Da. Singur, de prima și zic, bă, care e cea mai nasolă treabă? Pa, 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 le asum pale. Nu se întâmplă. Ce bine ne simțim? O petrecere să dăm. Revenim. Și un cânt, deci, cel vesel să cântăm. Ne interesează războiul din Ucraina, ce se întâmplă, ceva. Bun. De unde avem noi non-stop informații, ele sunt mai mult afirmații, dar informații despre ce se întâmplă în Ucraina? De unde avem, vă întreb? Păi, de la ucraineni și de la americani. Ia să vedem dacă am ghicit. Vă spun eu, avem de la Institutul pentru Studiul Războiului, care... Americani, un ONG american. Este un ONG american, finanțat. Finanțat. Bun. Avem. Și avem de la ori de la serviciul, de câte ori n-ați auzit asta? Ba, 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 nu știu ce s-a întâmplat în Ucraina, sau ce rușii au pățit, au... Ok. Serviciile britanice? Ia. Yeah. Cine-i, care-i sursa? Serviciile secrete britanice. Ministerul Apărării din Marea Britanie. Ministrul Apărării din Marea Britanie. De câte ori n-ați? De un milion de ori, dacă aș avea un euro, de câte ori am citit că sursa unei știri despre situația... Avem serviciile britanice pe de o parte și mai avem cercetătorii britanici pe de altă parte. Ambele sunt surse de încredere. În Ucraina avem o perioadă acestea de aproape 2 ani. Mâine, poi mâine 2 ani de război. Dacă aș avea un euro, aș fi multimilionar. Bun. Hai să vă dau... Deci nu există așa ceva pe planeta. N-ai cum. Deci nu. Aici se termină totul. Nici hai să vedem ce n-am urmărit. Hai să vedem. Nu o să vedeți în România asta. Nu să vedeți, vă rog să dăm din Independent situația. Hai că deci, mă faci curios, hai odată. Deci mainstream media, super ziar, nu e tabloid, nu e... Da? De fapt, puteți găsi pe Google... Știu știrea, este Dumnezeu, e Dumnezeu. Pentru că e adevărată, știrea e absolut 100% adevărată, adică nimic. Cum? Royal Navy, cetățeni, Royal Navy, adică Marina Marii Britanii. Forced, auzi tu cum e forced? Forțată, nevoită, to recruit, să recruteze pentru top job, pentru... Aici scrie for top job, the independent, punct, UK. Job de vârf, social media. Cum? Nu. Cum? Cum? Amă, nu ne mai luăm de la astea și caută și acolo. A? Un ce? Un ce? Top job? Ce-ar putea să fie în Royal Navy? Un viceamiral cumva? Ia, hai să vedem. The advertisement was described, deci reclama a fost descrisă ca fiind crâncen rușinoasă și fără precedent de către naval forces, de către forțele navale. Deci, stimați cetățeni, nu există așa ceva pe planeta Pământ. Ba da, există, o da, chiar se întâmplă. Deci, Navy Chiefs posted așa. Deci, avem... au căutat, au postat o reclamă, deci forțele navale ale Marii Britanii. Un anunț plătit, cum ar veni. Au postat o reclamă pe LinkedIn. LinkedIn este un... Sigur, e tot un fel de social media. Nu da. E chiar TikTok. Nu e TikTok. Nu e nici... Da, deci e o rețea de socializare mai spălată, mai pentru profesioniști. Instagram, nu e nici Facebook, nu e nici măcar Twitter. Nu, nici măcar Twitter nu e. E, să zicem, un social media relativ profesional. Adică LinkedIn, ca să pună în legătură profesioniști, adică, oricine își poate face profil pe LinkedIn. Adică și eu pot să-mi fac. Dacă nu mi-am făcut, dar dacă am făcut, ce ești tu, bănele? Uite pe la televizor, ce sunt eu, dracu, ce sunt eu? Omul cu măsuță. Host, journalist, whatever. Ok. Și îmi fac și un profil de LinkedIn și, mă, dar un social media. Și am postat, atenție, vă rog frumos, nu există așa ceva. Deci am postat pe LinkedIn
că ei caută amiral. Mă, cetățeni, oamenilor, au căutat amiral. Bun, căutăm și noi, vrem să angajăm un amiral. Deci pe sistemul, dacă o arde vreun amiral pe LinkedIn pe aici și îl ia de ochi, ia să mă angajez. Ia, uite, să caut amiral. Eu am făcut, eu când eram la... Bine că nu se duc prin baruri, da? Acolo, prin Londra. Hei, ia vino aici, mă. Bă, tu ai față de amiral. Eu cred că ai putea fi. Hai, nu vii să te angajezi la noi, la Royal Navy. Ba da, cum te cheamă? Steve? Steve, hai cu noi. Hai că-ți dăm un job. Hai, tătuțu. Că nu găsim oameni și suntem forțați. Să-i recrutăm prin metode mai neconvenționale. Tele 7 ABC, în anul 1993 sau 4, că niciodată nu țin minte care exact. Cred că 4. Hai să zicem 4, că nu ne doar. 1994. Nu mă interesează Tele 7 ABC. O să încerc să derulez peste chestia asta. O să observați că e în ultimul hal merge derularea pe Antena Play. Te, o să facem matinalul de dimineață acolo. Locuri de muncă sunt disponibile în București, că pe vremea aia Tele 7 avea ca real de răspândire decât Bucureștiul, cum s-ar spune într-o limbă română contemporană. Deci, și ziceam, astăzi, de așa, sunt disponibile, aveam o foaie, că nu exista, aveam o foaie, un clipboard, și ziceam, astăzi sunt disponibile. 3 posturi de bohroverchiști, de exemplu. Acum am rămas, dacă țin minte, bohroverchiști, nu știu acum. 2 tapițeri. Bă, ce să ăștia? Ziceți-mi unul la comentarii repede ce este. Și dacă tot a spus pauză să mă luminați, vă rog, nu uitați să puneți și un like. Un șofer. 3, ce? Da. Deci, bă, da, așa, deci, da. Cumva, eu am crezut că e de suet, dar zic, pe vremuri, nu mai gata. Deci putea și un amiral. Caută flota Marii Britanii, una... deci 2 bohroverchiști, 2 tapițeri, un șofer și un amiral. Cum? Da. Wow. Ok. Deci... opriți planeta, vreau să cobor la prima. Deci pare că partea cu Putin, cu Putin, e cea mai ușoară. Adică e cea mai ușoară. În sensul în care știm tot despre Putin. Tot. Știm tot. Despre armata, despre tot. Știm ce-i păfrut, tot știm. Tot, în detaliu. Tot. Când e să angajăm, aici lucrurile sunt mai grele și de ce ne trebuie? O țară vrem ostaș. Pe cine? Un amiral! Și unde îl găsim? Pe OLX! Nu, LinkedIn. Cine este amiralul? Nu știu, caută și tu pe LinkedIn, vezi dacă se scrie vreun. Nu, așa ceva. Nu, nu. Bă, Băsescu? Mare? Și termină mandatul de europarlamentar. Băsescule! Hai că ți-a găsit băiatul un job. Hai că tu știi English. Una, o engleză mai iliesciană, da? Mergi, da? Uite, nu mai trebuie să-ți plimbi nepoței prin parcuri, ci îți găsești și tu o slujbă adevărată. Și nu știm că șeful Pentagonului se operează. Adică, practic, președintele Statelor Unite, nu știu eu. Eu știu tot despre Putin. Dar președintele Statelor Unite nu știe despre șeful Pentagonului. Bun. Mă înțelege și pe mine de ce totuși iau în calcul cele mai odioase variante și dacă nu ies o să dau o petrecere. Normal, o să mă bucur. Da. Deci Mircea se pregătește pentru o bună vecinătate cu Rusia, văzându-i pe adversarii lui Putin în ce hal sunt. Hai să vă dau... Și stați că nu s-a terminat emisiunea. Mai avem un... dumicătură din platouaș. Că ziceam că vă dau, că dacă tot ne-am apucat așa este în păsiaj, tot citesc, e foarte posibil. Adică totul e posibil. Din nefericire, iată că totul e posibil. Chiar lucrurile pe care le credeam imposibile, pentru că uriașul aparat de propagandă asta, adică presa, ne-a spus o poveste naivă, simplistă și care n-are nicio legătură cu nimic. Da, nu, ajung și la asta. Naivă. Papa Francis a făcut asta niște declarații, deci eu în continuare nu... Ok, deci, da până la Papa Francis. Deci avem cu războiul din Ucraina. Și citesc peste tot lucru care pare foarte posibil, că rușii folosesc acum rachetele nord-coreene ca să atace Ucraina. Foarte posibil. Și concluzia unanimă este, deci nu mai au rachete ale lor, sunt praf, rușii sunt praf. Folosesc Kim Skander, parcă așa
le spun rachetelor, gen Iskander, dar venite de la prietenul nord-corean Kim. Ok, bun. Asta e prima variantă, nu știu să prea numai rachetele lor. Sau Kim Jal. Nu, nu, coreenii nu cred că au hipersonice. Na. Atunci le-au dat nord-coreenii rachete. Că au și nord-coreenii rachete, multe. Și le dau nord-coreenii rachete, dar rușii sunt praf și numai rachete. Ok, se poate întâmpla. Se poate întâmpla, absolut că se poate întâmpla. Se poate întâmpla. Acum, mai există și o variantă, să zicem că realitatea este asta, nu exact. Să zicem că asta e realitatea în care, într-adevăr, nu și folosesc rachete nord-coreene. Să zici, dar pe varianta asta sunt două motivații. Două posibilități. Asta de care vă spusei, care este una optimistă, rușii nu mai au rachete, nu mai au dat niciunele și atunci trag și ei cu cele mai dau nord-coreenii cât de mai dau. Și varianta a doua, în care rușii au rachete ale lor, dar trag și rachete nord-coreene ca pe un serviciu pe care îl fac Coreii de Nord. Cum ai lucrat? Dar ce? Păi, le testează rachetele sau ce arunc? Să fie testate în luptă. Că racheta poți să o experimentezi, poți... Fratele meu, Mirce. Deci, practic, înainte să spună ce are de spus, îl îngân eu. Îi citesc gândurile. Să faci teste. Da, da, înțelegeți-mă. Eu am vrut să filmez doar bucata aia, da? Cu Lloyd Austin, care s-a internat în spital și nu mai știa nimeni nimic de el. Bă, dar ăștia nu-și dădeau seama când a venit șeful la serviciu. În fine. Și am spus... Că hai să lasă curgă și acum sunt și eu la prima vizionare, ca dumneavoastră. Și văd că pot anticipa ce urmează să spună Mircea. Dar până nu e battle tested, combat tested, știți? Că și tankurile Abrams, citire în zilele trecute, super tankuri, super performante. Doar ca o tabla prea subțire, a? Nu sunt battle tested. Modelul anterior de Abrams a fost în Irak. Absolut că da. Dar ce e acum în... Bine, rușii au testat și modelul anterior, să ne înțelegem. Ucraina a fost bătut. Nu. Stați că am spus o prostie. Mă gândeam la Leopard 1. Scuze. Îl testit. Și era știre zilele trecute, a fost discutată, dar asta a fost discutată și la televizoare și asta a fost spectaculoasă, că ucrainienii nu folosesc tankurile Abrams pentru că sunt vulnerabile și trebuie să... Exact ce vă spunea capul meu. Te le adauge nu știu ce lucru pentru că sunt vulnerabile, nu știu ce fel de drone de leau rușii și le hăisesc ușor. Atunci nu le scot până nu o să... le mai încropesc un blindaj sau ceva. Reușească să le protejeze de această treabă pe care n-ai de unde să o știi decât dacă... Deci atunci când se întâmplă lupta, încep, băi, război și zic, bănele, uite, am făcut asta și asta și s-a întâmplat asta. Aole, băi, hai să luăm măsuri. Asta se... Hai să cârpim Abramsurile. Băieți, scoateți-vă de pe voi vestele antiglonți și le puneți pe capotă, da? La Abrams. Și gata. Nu mai aveți nicio problemă. Ce ziceți de asta? Portam battle testing. Deci, există, eu nu spun că asta e variantă. Eu vă spun că eu vreau să mă pregătesc pentru tot ce poate fi mai rău. Adică altă putere n-am. Ce putere am eu? Am eu puterea să influențez? N-am putere să influențez. Nu, chiar n-am. Din nefericire. Dar ai puterea să ne distrezi și să ne deschizi mințile. Asta pentru cine are urechi să te audă. Cine nu am? Ce pot eu să fac? Pe cine pot să influențez eu pe planeta Pământ? În mod realist doar pe mine. Și atunci prefer să iau un calcul și să nu mai exclud doar pentru că, nu știu, niște... tântălăi de până, așa zis, nu ia și aparat de propagandă, mi-ar putea pune niște etichete, mă doar în cot. Da. Nu vreau să fiu cretin. Etichete de? Marioneta lui Putin. Sau, mai pe scurt, putinistule. Adică prost sunt deja și recunosc asta. Dar cretin totuși nu vreau să fiu. Și atunci am... Ca să rezum, mai bine putinist decât prost. Mai bine mă pregătesc pentru ce poate fi mai rău și poate fi foarte. Nu-mi place la Mircea, dar îl înțeleg că, hei, lucrează la CNN, că trebuie să se tot justifice în continuu, da? În fața cui? În fața naivilor. Așa, și dacă nu se întâmplă, se întâmplă bine, zic, Doamne, ce bine, Doamne, ajută și dăm petrecere. Ok. Deci, hai să trecem mai departe. Mie mi-a căzut capul.
Am văzut astăzi, eram la Fața Națiunii, nu văzusem în altă parte știrea. Nu, cred că știu ce o să zică papa, cred că îl ceartă pe Bibi. Și nu vreau să mai complic acest videoclip, da? Și cu încă un subiect delicat. Nu. Mulțumesc pentru că ați urmărit acest videoclip până în acest moment. Mulțumesc pentru că m-ați iertat. Ați văzut acele întreruperi. Băi, făceam ce făceam și se întrerupea filmarea. Aoleu, îmi dădeam seama că, opa, stai că ăsta nu mai înregistrează. Pe urmă trebuia să mă uit la bucata filmată să văd unde se oprește. Pe urmă trebuia să reglez, da? Drăcia asta, să o ia din nou de acolo. Și pe urmă îi dădeam drum din nou la filmare, încercând să papagalicesc ce am spus cu 3 minute mai devreme. Și mi s-a întâmplat chestia asta de vreo 3 ori pe parcursul acestei înregistrări. Mulțumesc pentru răbdare, nu uitați de like, comentați. Am observat că mă străduiesc să țin pasul cu comentariile, dar nu pot să răspund chiar la toate, într-adevăr. Așa și mulțumiri speciale celor care mă susțin ca patroni pe Patreon sau ca membri ai canalului Noaptea Minții.